Bun găsit, sunt Carmen Avram și în numele echipei noastre vă urez Paște fericit. În această zi sfântă vrem să vă spunem povestea unui monah și duhovnic român despre care ați auzit foarte puțin sau chiar deloc. Un om cu o inteligență sclipitoare și un har atât de mare încât era capabil, se spune, de lucruri incredibile. Martorii susțin că preotul s-a făcut nevăzut sub ochii agenților de securitate care îl urmăreau și a dezlegat lanțurile doar cu puterea credinței. Se înălța de la pământ în timpul rugăciunilor și citea cele mai adânci secrete ale oamenilor încă dinainte de a-i întâlni. Comuniștii au încercat evident să-l discrediteze, dar pentru cei care l-au cunoscut, el a rămas până astăzi un sfânt. Cu atât mai mult cu cât însăși moartea lui e învăluită în mister. Ascultați deci povestea părintelui Nil Dorobanțu, așa cum o spun martorii și el însuși. Eu sunt dator să stric sus și tare ce am experimentat științific, controlabil, real. Cu ochii mei l-am văzut pe Dumnezeu, cu urechile mele am auzit cuvântul Lui. Așa sună mărturisirea părintelui Nechifor Nil Dorobanțu, un mare român, un mare înțelept, un mare monah, un mare duhovnic și un mare necunoscut. Decenii la rând, în România, s-a făcut tot ce a fost omenește posibil pentru ca acest preot să fie discreditat, batjocorit, uitat. Harul lui punea în pericol un regim ateu și nemilos, dar cei care l-au cunoscut nu s-au lăsat păcăliți. Un sfânt mare care mijlocește în fața lui Dumnezeu și pentru noi, pentru toată lumea. Sfinte Preacuvioase Părinte Nil, roagă-te Dumnezeu pentru mine păcătoasă. Sfinte Preacuvioase Părinte Nil, roagă-te Dumnezeu pentru mine păcătoasă. Vedeți? Și atunci merge toată ața asta. Câte boabe are? 140. Cât de des vă rugați la Părintele Nil? Păi da, eu cred că nu iese din minte niciodată. Nu iese din minte, fiindcă l-a cunoscut și l-a perceput întotdeauna ca pe un liant între ea și Dumnezeu. Iar după moartea lui, l-a simțit ajutând-o din ceruri. N-are cum să fie altfel, crede, pentru că părintele avea, se povestește, o inimă atât de mare încât putea adăposti în ea oricât, oricâți și pe oricine. Iubea egal fiecare suflet întâlnit, fie el prieten, fie el dușman, și avea o credință care îl înălța de la pământ. Așa a putut ierta cât i-a fost dat să îndure în scurta lui viață și rezista la toate sacrificiile pe care și le-a impus. Dumnezeu îl înzestrase cu toate darurile hărăzite omului și, se spune, chiar mai mult decât atât. Înainte de toate, a avut o minte sclipitoare. 4 facultăți a făcut: teologie, filozofie, litere și drept, absolvindu-le pe toate magna cum laude. Și-a dat doctoratul cu marele teolog Dumitru Stăniloae. Cunoștea 12 limbi străine și era considerat un geniu. Asta spune preotul Ionel Adam, care a citit tot ce există în arhive despre cazul Nil Dorobanțu. Studiase tot ce se putea studia. Citea cursiv, în ebraică, în greacă, în latină, în sanscrită. A citit operele tuturor geniilor în scrisul original. A studiat materialismul dialectic ca să poată să răspundă ateismului. Și putea să ajungă orice. Totuși a ales să-și depună tot ce a acumulat în știința aceasta a lumii la picioarele lui Hristos. Într-adevăr, avea toate datele ca să devină orice și-ar fi propus. Născut în satul Crainici din Mehedinți, Nil Dorobanțu a fost nepot de general, coleg de școală cu regele Mihai și sublocotenent în armata română. Ar fi putut urma o carieră strălucită în lumea laică, dar el îi aparținea deja lui Dumnezeu, iar pasul decisiv l-a făcut când l-a întâlnit pe Arsenie Boca. Arsenie era văzător cu Duhul și îmi zicea ortacul: m-a chemat la el din mijlocul a sute de oameni. Avusese descoperire despre mine în 1945, în martie, în săptămâna a doua din postul paresimilor. Mâncând pâinea cea binecuvântată de Arsenie, am simțit un curent mistic ce m-a transformat. Atunci a știut Nil Dorobanțu că menirea sa e călugăria și mai mult decât atât, asceza, pentru că doar prin ea îl putea atinge pe Dumnezeu. Cei care l-au cunoscut nu-și amintesc să-l fi văzut vreodată altfel decât umblând desculți și înveșmântat într-o rasă veche, încinsă cu funie. O
rază pe el și nu l-am atâta. Purta cămașă de cârț. Am spălat-o eu. Așa era îmbrăcămintea lui. Îmi povesteau maicile la mănăstirea Măgura Ocnei că au vrut să-i facă o rasă nouă și îl rugau mereu. Părinte, preacuvioase, vă rugăm, vrem să vă facem o rasă. Cum dormiți cu rasa aceasta plină de țepi? Și părintele le spunea, dar Mântuitorul cum a umblat? Nici să mănânce nu l-a văzut cineva. E somnul neșit în gară. Eu nu știu cu ce trăie omul și ala. Era părintele cazat la noi. Dar și să găduiești, că n-aveai și găduie. Că el pleca să duce la rugăciune. Toată noaptea numai rugăciune era. S-a dăruit lui Dumnezeu și în numele lui a dăruit totul. Când a murit mama sa, a dat tot din casă de pomană. Pereți, goi, tot, n-a mai rămas nimic. Știu că a fost la o mănăstire și a rămas acolo în locul starețului ca să aibă grijă de mănăstire. Acolo se duceau mereu săraci din ăștia năcăjiți care n-aveau. Părintele a început să le dea. Scotea din beci, că acolo era bogăție mare. Scotea saci de mălai, scotea de făină, scotea de zahăr, scotea de orez, vin. A scos tot, n-a mai rămas nimica. Ce-a dat de pomană la toți săracii tot. Când a venit părintele, stareț, nel unicul tare la Domnul. Tot a dat și patul starețului l-a dat. Dar și el, săracul, dădea tot. Dacă îi dădea cineva, brăcăminte. Păi el cu primul care se întâlnea, îl dădea de pomană. Părintele la mănăstirea Vladimirești tot timpul slujea descălțat și considera acel loc sfințitor și sfânt. Și părintele Ioan Iovan nu-i permitea să slujească descălțat și ruga maicile să-i dea o pereche de încălțăminte, bocanci, pantofi. Maicile la plecare îl pândeau. Părintele Ioan le spunea, păziți-l și luați-i pantofii sau bocancii, pentru că dacă vine o săptămână la rând, noi n-avem de unde să-i dăm, pentru că el, cum iese, îi dă de pomană. Așa, desculț, a cutreierat România toată, răspândind credință. Pe unde a trecut, a înființat școli monahale, a fost director de studii la seminar, duhovnic și stareț la multe mănăstiri din țară. Ba chiar există mărturii că ar fi ajuns până în Ierusalim, unde ar fi ținut liturghii în aramaică și ar fi fost urcat pe cea mai înaltă treaptă în ierarhia bisericească. Dar, povestesc oamenii, pe Nil Dorobanțu funcțiile nu l-au impresionat. El știa ce citise în Cartea Sfântă, că Dumnezeu s-a întrupat și a venit pe pământ nu ca să fie slujit, ci ca să slujească. Și atunci, după cum scrie părintele, a vrut să fie în același timp și director și servitor, și profesor și porcar. Așa a trecut prin lume, lăsând în urmă mirare și zvon de sfințenie. Trăia, se vorbea, în tocmai cum a trăit Hristos și ar fi avut chiar o parte din darurile lui. O spun oamenii care i-au văzut minunile și o spune însuși Nil Dorobanțu în autobiografia lui, ca să nu lase niciun dubiu că acolo a fost mână divină. Mântuitorul spunea, adevărat, adevărat zic vouă, cel ce crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu și mai mari decât acestea. A văzut la un moment dat că se aprindeau lumânările singure. Cum? Nu știu. Când slujea în biserică? Când slujea, da. Erau mesele întinse din biserică până afară și erau parastase puse pe mese și pe o parte și pe alta a culoarului unde intra în biserică. Și când a ajuns părintele acolo, i-a întrebat așa și că, ce e aici, bă? Ce ați făcut voi aici, mă? Voi ce ați făcut aici e numai o fală. N-ați făcut aici ceva să fie primit înaintea lui Dumnezeu. Un parastas este atât. Un covrig, o lumânare și o bucată de pânză. A stâns toate lumânările. S-a stâns de aici, de afară, până în biserică s-au stâns lumânările. Cum? A rămas toată lumea surprinsă. Oamenii l-au văzut aureolat sau sărindu-i scântei din palme atunci când se ruga, iar Maica Antonia spune că l-a surprins odată în livada mănăstirii, levitând. Noi ne ascundem așa ca să nu ne vadă, să-l derutăm. S-a ridicat acolo în livada, de la pământ. Mai sus de pământ era, în picioare așa. Și cam cât s-a ridicat de la pământ? Nu mi-a dus. Dar atunci ați văzut cu ochii dumneavoastră? Da. Cum e posibil? Păi dacă iau putere dumnezeiască, te sui și zier.
puterea credinței e grozavă, toate faptele lui, pare că nu sunt de pe lumea asta. O spune și părintele în autobiografie. Oamenii m-au văzut înălțat de la pământ la lumină. Prin levitații, revelații și inspirații, Hristos îmi vorbea. Oamenii cred că era ușor de păcate, de aceea putea zbura, să se facă nevăzut, să apară și să dispară instantaneu. Fost un înger pământesc, cum era și Sfânt Ioan Bătizitorul și alt sfinț. A fost om, era înger. Am auzit bine Daniel Tudor, când mergea cu el, când creu pe Ilie și cronjura negrileasă, păi din el, spune, pe mine mă iertați, mă grăbesc. Și-a dispărut, păi din el, păi din el. Oi. E când a ajuns de la Mărăția Slatina, acolo Mărăția din Călugări, el era sosit de o trei ore. Avea pe Iisus Hristos în el. Se facea nevăzut. A venit la noi, a stat la noi două ore cât a stat acolo. A plecat la prins, acolo un metru așa aproape, înălțind de la pământ, a trecut peste poartă, s-a dus, nu l-a mai văzut. A zburat? Da. Mergea pe deasupra, nu calca, nu atingea pământ. A întins mâinile și a plecat. Că acum exact cum e Mântuitorul pe cruci, cu mâinile întinse. Am văzut eu cu ochii mei treaba asta. Sigur nu vi s-a părut? Cum e spatea că a plecat lângă mine? Deasupra capurilor la lume, părintele era mai sus. Da, pe sus, Doamne, așa mergea, așa se vedea. Numai poalele de la rochi, așa se vedea. Cum se zboare? Da, n-atingea. Toată lumea se uita la el. Puterea lui Dumnezeu, zic eu, n-are cum. Deci vă jurați că cu ochii dumneavoastră... Da, da. A fost așa de sfânt. Da, Doamne, n-a mai fost de atunci preot, nici înainte, dar nici pe urmă. Scurtam din drumul spre ceruri. Mă simțeam transportat deasupra întregului glob pământesc la picioarele Domnului Hristos. Am trecut apele cele mari ca pe uscat. Odată s-a întâmplat când părintele a venit, le-a vorbit pe malul Siretului și pe urmă să ia la rămas bun. Și s-a trezit că era dincolo de Siret. Dar cum a ajuns dintre dânsii, din grupul ăla, cum a trecut dincolo, nu l-a văzut nimeni, decât l-a văzut dincolo pe malul celălalt. Într-o clipă? Într-o clipă, da, așa. Și era ud pe... Nimic. Și mai avea un dar. Vedea dincolo de oameni, de gândurile lor, de prezent. Se spune că nici nu era nevoie să te apropii de el ca să știe exact ce greutate îți apasă sufletul. Multe femei se duceau la el să mărturisească, dintre care erau și care aveau avorturi. Și părintele de departe le vedea că erau pline de sânge. Era că înainte văzător. Avea o credință absolută că Dumnezeu e în lăuntrul fiecărui om și deci și în lăuntrul lui. De aceea era convins că între el și divinitate nu există niciun obstacol. Așa reușea să vindece. Nu puteam să respir, să vorbesc, să mănânc. Cu aceasta m-a tămăduit de nu m-am mai operat. Mă dădea pe aici și știu ce mai spunea dumnealui. Aveam vreo 6 ani și am avut aici un col de loc, cum spunea bătrâi înainte. Și nu trecea deloc, chiar ajuta, era, dacă așa era de mare. A venit preotul într-o zi. Părintele Nil. Părintele, da. Și mi-a citit o carte, m-a uns cu cruce așa. Probabil o săptămână mi-a trecut că acum n-a fi fost nimic. Și mi-a rămas semnul ăsta aici. M-a vindecat cum trec. Dar cum e posibil? Păi cum să mi-i dacă ești la Dumnezeu, cum să nu fie posibil? Vestea despre Nil, călugărul, tămăduitorul, purtătorul de har divin, s-a întins în toată România. Oamenii au început să-l urmeze ca pe Mântuitorul însuși. Se duceau la slujbele lui oriunde s-ar fi ținut, căci părintele Dorobanțu nu stătea prea mult într-un loc. Mii de români luau cu asalt biserica în care se afla el ca să-l asculte și să-l atingă. Era lumii multă, multă, norod de lume era. Lume devenea toată valea asta până acolo, nu mai încapea. Poiană, era geamul deschisă când făcea slujba. Dar mai târziu, când vremurile deveniseră periculoase, părintele nu mai aștepta ca oamenii să vină la el, ci mergea el la oameni. Părintele venea foarte des la noi, făcea Sfânta Liturghie aici pe masă, avea tot ce trebuie, un sfânt potir de lemn, fiindcă dânsul când făcea Sfânta Liturghie cu potirul de lemn. Spunea că înainte erau preoții de aur și potirile de lemn. Și acum sunt preoții de lemn și potirile de aur. Până și pe ierarhii vremii mustra, pentru faptul că le spunea,
Ce rost are să păstrăm o biserică oficială atâta vreme cât rămân de ea numai zidurile? Purtam toată biserica cu mine, 7 kg de Sfântul Sânge și 100 de prescuri. Cam atât cât aveau atunci toate mănăstirile din România. Creștinii se temeau să vină la biserică, așa că aduceam biserica la ei. Creștinii se temeau pentru că veniseră anii 50, când comunismul își făcea debutul, creștinismul pleca în pribegie, iar ateismul devenea noua religie. Am predicat apocaliptic, am predicat în iad, am avut predici de nopți întregi. În fiecare noapte, ca la înviere, deplângeau pereții. Oh, de plâns atât ei. Plânge lumea ca la mort. Când predica, lua cele sfinte, se suia pe masă și cu crucea în mână și vorbea și plângeau oamenii. Mă impresiona, lacrimile a spălat toată casa unde stăteau ei cu lacrimile lor. Totodată au venit foarte mulți poenari, tot satul, și nu mai încăpeau. Holul era plin, bucătăria plină, într-o cameră dincolo stăteau și aici. Și alții care nu mai aveau loc înăuntru, veneau după bloc, deschidea geamul acolo și părintele îi binecuvânta și le dădea tot ce trebuie sfințeniei. Și popularitatea părintelui creștea vertiginos cu fiecare predică. Pentru oameni era mană cerească, pentru regimul comunist promisiunea unui iad. Securitatea l-a luat deci în vizor și cu cât îl urmărea ea mai îndârjit, cu atât mai curajos devenea părintele Nil Dorobanțu. Era la defilare. Trăiască comunismul, dă-i cu regimul ăsta. Și părintele Nil, cu icoană mare pe pept, desculț, zrențos, ăștia se duceau încolo și dânsul le făcea în conjurul. Și zicea, Hristos a înviat! Părintele își afirma cu toată tăria faptul că există Dumnezeu. Hristos a înviat! Ei nu suportau cuvântul acesta, iar dea. Au vrut să-l ducă la anchetă de multe ori, dar până să se lase prins, părintele Nil le-a demonstrat securiștilor că nu se pot bate puterile omenești cu cele dumnezeiești. Și când l-a arestat, am fost acolo. Doi milițieni au venit și l-a legat cu lanț. S-a dezlegat lanțul și l-a scăpat. Da. Și asta ați văzut? Da, pe păi am venit de pe el la vale. Păi am fost mult, să uita toată lumea să vadă ce face. Dar cum ați l-ați scăpat din lanțuri? S-a dezlegat lanțurile, Doamne. Cum să se... Așa bine, cum vă spun. Și a scăpat. Sora Costanda a stat cu el acolo la Crainici și la un moment dat i-a anunțat cineva că vine securitatea iar. Și au fugit și securiștii veneau după dânsii. Acum au ajuns într-o margine, cum ar fi o prăpastie așa în jos. Și în momentul ăsta s-apropiau securiștii să pui mâna pe dânsul. I-a zis dânsul lui sora Costanda, alătură-te de mine. Și s-a alăturat de el și au zburat pe malul celălalt. Astăzi, aceste miracole ar putea părea simple legende, dacă însă și securitatea n-ar fi făcut greșeala de a le confirma în rapoartele redactate de agenții întorși din urmărirea părintelui. În hârtiile CNSAS, chiar așa în dosarul Maicii Mihaela spune, apare și dispare ca un meteor. Asta înseamnă că apare într-o fracțiune de secundă și dispare tot la fel. Și atunci, probabil, securiștii știau lucrurile acestea. Erau fascinați de întâmplările acestea, pentru că eu cred că acele cuvinte, apărea și dispărea ca un meteor, de fapt era darul său de a dispărea dintre oameni. Dar într-o zi, părintele Nil a fost arestat. S-ar fi lăsat prins, se spune, ca să aducă în timpurile moderne patimile lui Hristos și să le arate oamenilor ce înseamnă iertarea. Îl băteau și le făcea crucii și zicea că nu ei sunt vinovați, săracii. Și el îi tot îi iubea și le săruta mâna, săracul. În autobiografie, părintele Nil Dorobanțu vorbește și el despre modul în care a îndurat torturile securității. M-au bătut cu pumnii, cu armele grele, dădeau cu ce apucau în mine, însă eu voiam să sărut mâna care mă lovește după porunca Domnului, iubiți pe vrăjmașii voștri. Hristos a vrut să împlinesc cuvântul lui. Închis, flămând, gol, însetat, în temniță am fost. Îmi duceam crucea spre noul calvar și am început să cânt Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cum
moartea premoarte călcând. Acolo, spune părintele, între zidurile menite să strivească demnitatea și credința oamenilor, el a continuat să împrăștie cuvântul lui Dumnezeu, ca să-i țină în viață. Predica pe întuneric, la ureche sau prin codul morse și de fiecare dată a fost bătut, umilit, batjocorit. Într-o perioadă, după multe chinuri, a început și el să creadă că Tatăl Ceresc îl părăsise și atunci a început să-l caute insistent în tot ceea ce îl înconjura. El vedea Sfânta Cruce peste tot, peste tot. Gratiile, sârma ghimpată, ușa și fiarele de la paturi aveau forma Sfintei Cruci. Nu mă mai săturam a privi câte o pasăre în zbor când ne scotea la aer o dată pe lună. Crucea de la gât îi fusese luată, dar părintele Nil a reușit cumva să păstreze o iconiță. La ea s-a rugat până când, spune, divinitatea i s-a arătat din nou. Într-o zi, gardienii și-au dat seama că are icoana, pentru că, dormind cu ea, lipită de obraz, îi rămăsese întipărit pe față chipul Maicii Domnului. Au găsit-o și s-au închinat la ea. Era încă o minune din alte mii de minuni pe care le făcuse Hristos cu mine în scurta mea viață. Și apoi, un nou semn i s-a arătat, chiar la proces, în timp ce el se ruga în gând pentru iertarea acuzatorilor săi. Am început rugăciunile de dezlegare în sala de tribunal, așa cum eram singur, gol, rănit, exilat. După ce îi dezlegam și făceam Sfânta Cruce, mărturiseau că au fost siliți să mintă în declarații. Dacă martorii acuzării m-au apărat cu atâta frenezie, ce nevoie mai era să vină cei ai apărării? După 4 luni a și fost eliberat, doar că între timp fusese eliminat de clerul colaboraționist din rândul preoților. Atunci a avut viziunea a ceea ce urma să se întâmple. Voi m-ați dat afară, dar în câțiva ani veți pleca cu toții din altare. Și s-a împlinit prorocia în 1959, când toți au plecat din mănăstiri. A continuat să fie hăituit și alungat din loc în loc. Securitatea părea hotărâtă să-l urmărească până la moarte. De aceea a și rugat pe cineva să anunțe în ziar decesul lui, iar el s-a retras în munți ca să ducă o viață de pustnic. Mi-am făcut biserica în mijlocul codrilor în pustnicie. Am învățat să predic fiarelor, codrilor, păsărilor cerului, florilor, plantelor, îngerilor. Animalele astea își puneau botișorul pe labe și stăteau și l-ascultau pe părintele cum predică. S-a întors din pustnicie după un deceniu, dar s-a ținut departe de lume, păstrând legătura doar cu oameni de încredere. S-a ținut de taică meu că cea mai mare dorință a lui este să sfințească apa în Dunăre. S-a dus acolo cu taică meu. Când a venit acasă, știți cum mergea? Așa sărea, exact ca un vrăbioi. Și-a luat-o de gât pe maică mea și zice, Marioară, nici nu știi cât de bucuros sunt că reuși să sfințesc apa în Dunăre. Și a început. Că apa care o sfinție aici, nu știu peste cât timp în Marea Neagră, nu știu peste cât timp în oceanul nu știu care. În anii care s-au scurs până la moartea lui, a trăit numai prin poduri, cuști de câini, cocini, grajduri. În șuri, în păduri, prin beciuri, în fân, în cetină, în noroi și pe gheață, noaptea și ziua, Hristos vine la orice rugă făcută fără îndoire. Nepoata părintelui ne povestește că în ziua anunții ei, monahul a vegheat-o și binecuvântat-o din ascunzișul lui. Toată nunta a fost privită de părinte din podul grajdului, deasupra de cocina porcilor. Acolo, în grajd, își construise părintele un perete dublu, unde a stat înghesuit și pe întuneric luni de zile. Atât avea dimensiunea. Era așa de strâmt încât nu putea să stea doi oameni sau să stea să așeze, măcar să stea ciuci. Așa stătea chinuit, aceea era ascunzișul lui. Dar a continuat să-l slujească pe Dumnezeu. În toată viața lui a avut o singură zi în care n-a făcut slujbă, în cea în care a fost arestat. Și așa s-a și stins, în rugăciune. Era 1977, la 2 săptămâni după cutremur. Am stat lângă el până a murit. Știu că l-am îmbrăcat atunci, când a murit. Bocan și știu că eu i-am băgat în picioare. Preotul care l-a condus pe ultimul drum spune că i-a văzut trupul plin de răni și de vânătăi. Era negru cu haina mea, de unde am dedus eu că a fost bătut. Și de la rănile alea a murit. Da. De ce și de cine e încă un mister, la fel cum e și ceea ce s-a întâmplat în toamna anului trecut.
când se împlineau 38 de ani de la moartea lui. Apropiații părintelui Nil au vrut să-l dezgroape și să-l mute în cavoul familiei. Dar când pământul mormântului a fost îndepărtat, mulțimea adunată a înmărmurit. Sicriul era gol, nici urmă de trupul monahului. L-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat o zi și o noapte. Ori l-au dezgropat comuniștii ca să-i facă analizele, să vadă cu ce puteri a lucrat, ori l-a luat Dumnezeu la cer cu trup cu tot. Dacă nu se găsește, e normal că l-a luat Mântuitorul sus. Poate l-a furat cineva. Și ce a făcut cu el? Trebuia să-l pună undeva la vreo mănăstire, ca o seminte. Dar cea mai mare minune legată de părintele Nil Dorobanțu a fost descoperirea manuscriselor sale. 9.000 de pagini de teologie și câteva autobiografice. Nimeni nu știe când a scris, nimeni nu știe cum, nimeni nu știe unde. Și, surprinzător, în aceste mii de pagini nu există nicio corectură și nicio ștersătură. Toate paginile sunt de o cursivitate extraordinară. De parcă ar fi fost dictate de o voce divină, spune preotul. Asociația Nil Dorobanțu a tipărit până acum 7 cărți cu scrierile părintelui. Altele, cu mărturii și revelații, urmează să vadă lumina zilei de îndată ce vor fi deslușite. Unii, încă puțini, se bucură mult că povestea acestui om, care s-a străduit toată viața să confirme existența lui Dumnezeu, va ajunge în sfârșit să fie cunoscută în toată țara. Alții însă nu sunt prea fericiți. Părintele Arsenie Boca și părintele Nil, amândoi sunt gemeni în minunile lor. Și mie mi s-a reproșat de foarte multe ori că ai grijă, părinte, să nu creezi un alt fenomen, fenomenul Nil Dorobanțu. Dar fenomenul Nil Dorobanțu nu trebuie creat, ci reînviat. El a existat deja, din nefericire însă, în vremuri potrivnice credinței la un asemenea nivel. Poate că acum e exact momentul în care am avea mare nevoie să-l cunoaștem.